Salut, divinul din tine. Bună. Și recunosc și sper că o faci și tu. Da. E un moment prost să bea apă. Ca să ies din postura mea de yogin. Hei! Bună. Ce facem? Stăm. Uite, stăm. Vai. Ziceai că ai voie să-ți faci o listă cu întrebări? Da. Și ți-ai făcut oameni în minte? Nu, dar pot să ți le zic acum, adică sunt listate acolo în minte. Și prima e despre moarte. Am mai vorbit noi. Cu frica asta de moarte, gen ce e de fapt? Să ai frică, să mori. Că până la urmă orice frică e, gen, și frica de oameni, ți-e frică că ai putea fi omorâtă sau... Eu spun că orice frică vine de la moarte, nu ca și rezultat. Și frica de șerpi, știi, are tot cumva de moarte sau... Da, da, toate sunt conectate. Și frica de apă, spre exemplu. Da, că te negi și mori. Da, toate astea sunt, practic, corespunzătoare creierului reptilian sau conștiinței, nivelului de conștiință 1D și puțin din 2D, unde sunt, practic, toate automatismele corpului, instinctele de supraviețuire, corpul primitiv, practic, și când operăm prea mult din el sau nu accesăm atât de mult din partea noastră conștientă, e firesc să avem fricile astea, știi, mai ales în lumea în care trăim. De regulă, pe scurt, când suntem prea identificați cu rolul ăsta pământean, cu corpul, cu mintea, cu ego, identitatea noastră și nu accesăm sau nu ne aducem în propria conștiință, conștiința însăși, sufletul, când nu avem o experiență care să ne, să zic, să murim înainte să murim fizic, adică natural, de moarte naturală, adică să ieșim în afara corpului puțin, e normal cumva să avem frica asta de moarte și chiar și dacă la nivel teoretic citim undeva sau auzim că, vai, suntem un suflet nemuritor și corpul moare, dar sufletul rămâne și ceea ce suntem e pentru totdeauna și etern. Așa este, însă nu e suficient să crezi. Credința nu prea funcționează ca să te aducă mai aproape de adevărul autentic, trăit, experimentat, știi? Da, trebuie să experimentezi mai întâi. Da. Și în principiu, dacă nu murim, înainte să murim, o să cam avem frica asta. Am înțeles. Trebuie să ne confirmăm noi, din experiență proprie, că frica, că moartea însăși, e ceva natural și nu e nimic tragic, în sensul în care ne scoatem din toate rolurile, măștile pe care le avem, din toate identificările în momentul în care ne scoatem în afara corpului, știi? Păi cred că și asta e, frica să nu pierzi pentru că ai muncit atât aici, pe planul ăsta fizic, încât dacă morți, e frică că o să pierzi tot ce ai făcut până acum, știi, identifici prea mult cu ce ai făcut și cu ce ești. Da, inclusiv atașamentul, da. Când devenim prea atașați de experiența asta umană temporară, să zic. O să ai de editat mult. De ce? Nu știu, o să pui și așa când stau și... Hai să stai. Da. Și ție acum nu ți-e frică de nimic? Nu prea ai nicio frică? N-aș zice că chiar nicio frică, însă nu mă las copleșit de ele. Adică dacă surprind ceva cu care n-am mai tangentat în trecut, să zic o insectă sau ceva necunoscut mie în viața asta, observ că e mai mult un fel de curiozitate și analiză, adică observ că ceva a intrat în experiența mea pe care nu-l cunosc, doar că nu mă las copleșit de frica de necunoscut. Și intru în child state, cum eram când eram mici, curioși, ce e asta? Știi? Cum se simte? Ce face? Cum reacționează? E un exercițiu bun. Da, și... Să zic că surprind fricile sau temerile, însă nu operez din ele. Le transmutez pe loc atunci când se întâmplă și îmi asum riscuri, probabil, s-ar zice, nu știu. Adică eu transmutez frica cu încrederea și de fiecare dată când abordez viața și tot ce vine în experiența mea din energia asta, e o
interacțiune armonioasă, știi? Și mai e o chestie, dar după ce mor, ok, sufletul e nemuritor, doar corpul fizic moare. De unde ai siguranța că sufletul e nemuritor? Corpul nu moare, știi? Adică... Cum adică? Da, adică... Adică se transformă totul în existența asta, e reciclabil, să zic, și corpul fizic are altă formă, adică, spre exemplu, acolo unde e îngropat, cum s-ar zice, se nasc, să zic, tot felul de creaturi mici pe sub pământ, flori, iarbă, adică e tot un țesut din planeta asta, corpul nostru, știi? Și se întoarce înapoi în pământ și devine... Și sufletul unde se duce? Depinde de unde vine. Am așa frica asta că și atunci când o să mor, sufletul o să fie pierdut. Asta pentru că eu acum sunt pierdută și... Că o să fiu singură, plutind undeva prin spațiu, unde e filme din alea. Când plecăm de aici sau... suntem prea atașați de rolul ăsta pământean, de corp, de minte, de identitate, există posibilitatea, de cea mai multe ori, să rămânem cu informația asta a ego-ului și după ce plecăm ca și suflet și să ne ia ceva timp să ne orientăm, știi? Adică rămânem așa bulversați, stai, eu acum o secundă eram pe planeta Pământ, aveam casă, familie, job, aveam tot felul de responsabilități, aveam nu știu ce situație financiară, oamenii mă recunoșteau după nu știu ce și dintr-o dată nu mai am nimic din toate astea, ce e asta? Uh-huh. Unde sunt? Ce se întâmplă? Și de aia zic că e destul de important să ajungem să murim înainte să murim, practic. Și asta cum se întâmplă? Cum poți să faci? Cum poți să experimentezi? Păi nu zic să murim complet, adică să plecăm din corp complet, cum se întâmplă când murim natural. Zic să ne ridicăm deasupra corpului și meditație. Da. Și trebuie să fii pregătit pentru asta, nu? Am mai auzit persoane care au făcut și gen au rămas cu sechele sau că n-au fost pregătiți să vadă anumite lucruri sau s-au grăbit prea mult. Da. Într-un sens, meditația cumva sunt etape. E etapa de inițiere în care începi să te dezasociezi ușor de minte, de gânduri, de corp, de identități. Îți fortifici și concentrarea, atenția, conștiința, starea de conștiință, știi, și abia pe urmă, după ce ai așa un fel de sentiment că, hei, eu nu sunt toate astea, ok, poți, zic eu, e recomandat să aprofundezi pe urmă și să îți dai drumul, practic, let go of control și pur și simplu să fii, fie că stai în lotus, fie că stai pe bancă, fie că stai în pat. Acum am pat, de obicei corpul asociază cu somnul și tinde să adormă. Da. Am pățit. Da. Când am vorbit pe Instagram și ți-am spus eu de frica mea de moarte și de starea de leșin și așa și am început să meditez, mi-am luat-o foarte prost pentru că simțeam că nu sunt eu, nu mai mă... Dar a venit foarte nașpa pentru mine și au venit și atacurile de panică și mă speriam când mă detașam de tot. Și mereu simțeam să fiu conectat în ceva, adică dacă simțeam că mă lua atacul de panică, deschideam repede telefonul. Ori să dau scroll, ori să-i scriu cuiva, ori să... Și nu puteam să mă detașez, simțeam că mor. Și am zis că îmi fac piciorul, că nu e pentru mine, dar trebuie să trec peste chestia asta, nu? E... Cum fac să cresc? Ideea că meditație, când ne deconectăm de la tot și ne interiorizăm atenția, atunci permitem umbrelor, să zic, să iasă la suprafață. Ceea ce nu e văzut sau aspectele din noi de care fugim, pe care le negăm, pe care nu vrem să le arătăm în jur și pe care nici noi n-am vrea să le avem, pe care nu le acceptăm pur și simplu, sau aspectele care au fost expuse asupra întunericului, să zic, în prima fază a vieții, după care până în prezent nu au văzut lumina sau n-au primit iubirea, n-au primit acceptarea, integrarea în sine. Și cum fac să le accept? Să le iubesc? Să... Nu mai fugi de ele. Pe... Nu le mai respingi, nu le mai judeci. Am încercat, dar a fost așa greu. Nu știu. N-a fost plăcut. N-a fost plăcut deloc. Da, pentru că sunt toate rănile, știi, acolo. Și... Deci ok, nu nebunesc dacă se întâmplă chestia asta. Nu, sunt stări, sunt energii care ies din interiorul tău ca să fie transmutate atunci, știi, să fie văzute
și adus în lumină. Și aspectul lumină din noi e conștiința. Am crezut că nebunesc. Da, am pățit, la mine a fost, ți-am povestit, a fost exorcizare 6 luni. Dar cum? N-ai mai vorbit cu nimeni? Sau? Nu. M-am deconectat complet de tot și a fost foarte greu pentru că aveam mai multe interacțiuni și dependențe pe perioada aia, știi? Și... Da, 6 luni și o săptămână mi se pare mult să nu vorbesc cu nimeni. Nici prin intermediul online, nu neapărat față în față. Să știi că e cineva acolo, nu ești singur. Da. Da, toate astea sunt de obicei coping mechanisms sau distrageri sau sedativele, mai numesc eu, care ne distrag sau ne folosim de ele ca să ne distragem de la sine, de la noi înșine, de la toată munca pe care avem noi cu noi și de la tot ce am trăit și tot bagajul eteric, tot bagajul karmic, tot bagajul traumatic, să zic, karma transgerațională, toate astea. Da. Mai devreme sau mai târziu e necesar să le luăm în considerare, să le acceptăm, să le vedem, să le să înțelegem că până nu despachetăm toate astea, o să avem întotdeauna bagajul ăsta în spate și cu toții vrem să fim fericiți, dar mai ușor e să iei o pastilă, mai ușor e să, da, să mergi să vorbești cu psihologul sau... să vorbești cu altceva pe una pe telefon, hai ajută-mă, nu știu ce am pățit și... E mult mai ușor și mai accesibil și mai stimulat, să zic, sau recomandat din exterior să facem asta, știi, decât să stai cu tine. Da. Bine că aveam întrebări deja, asta zic că mi-o luasem prost, că mă întrebam, eu exist acum? Adică eu pot să mor oricând, eu nu exist de fapt, dar exist și îmi puneam din astea, dar m-am dus departe, eu fiind începătoare, m-am dus departe așa cu întrebările astea și de aia mi-am luat-o foarte... Și de-aia a venit și atacurile de panică, că a venit frica de moarte, că eu nu știam de fapt ce sunt și nu știam ce experimentez. Mă uitam la prietenul meu, îl atingeam, eram, tu ești real? Eram... Da. Și de asta mi-e frică, să nu nebunesc, dar de fapt nu nebunesc, dar e ciudat. Nu simt că sunt pregătită să mă duc așa departe, adică trebuie să încep cu pași de bebe. Da, trebuie să mergi în ritmul tău, of course. Nu e nimic forțat. Când ai zis tu de 6 luni... Da. Eu am mai clacat, ți-am zis, în primele săptămâni, adică să renunț așa dintr-o dată e un șoc foarte mare pentru ego, să zic, și ego-ul cuprinde tot. Și ne-ai simțit că nebunești? Bă, da, ți-am zis, a fost o tormentare mentală interioară pe toate planurile, adică am avut coșmarul, stări, plângeam din nimicuri, bineînțeles că din ceva, dar la vremea respectivă, de ce plâng? De care e motivul pentru care plâng? De ce mă simt așa, știi? Și nu ți-a fost frică că asta o să fie toată viața, dacă o să te retragi, că nu o să mai poți să ieși din minte? Știi că aveam credință, ceva din mine, că cumva intuitiv am accesat calea asta de întoarcere la sine și de deconectare, pentru că nu mi-a recomandat nimeni să fac asta. Și când am ajuns în pragul depresiei și era ori plec de aici, adică îmi închei viața. Și de asta vreau să vorbim despre oamenii care vor să-și ia viața. Sau încerc ceva ce n-am mai încercat până acum, adică să ascult pentru prima oară în viața asta de mine și atât, să nu mai ascult de ceilalți. Și am ales a doua. Am zis, dacă tot sunt în viață, hai să încerc și pe asta, fie ce-o fi. Dar am înțeles că dacă te omori, tot aici revii, pentru că te-ai venit aici cu o misiune. Da. Și e cam degeaba. Da. Asta m-a făcut să nu mă omor. Nu prea accept sufletul, să zic. Adică când venim aici, venim dintr-o conștiință foarte superioară, cristică și... Da. Sufletul e foarte încântat să aibă toate experiențele și chiar și când eliberăm sau avem momente de astea foarte traumatizante, sufletul cumva e fericit că experimentează alea pentru că știe că sunt din planul sufletului și exact ce e necesar pentru noi ca să ne îndeplinim misiunea, scopul să vindecăm, să curățăm, să... Deci nu se întâmplă nimic rău, de fapt, niciodată, nu? Nu, e nimic rău, doar percepția noastră. Ego-ul, da, uman percepe asta și caută să fugă de suferință. Sufletul știe și... E încredere de plin în tot ceea ce este. Păi și la oamenii care vor să se omoare, de fapt, ei ce... Nu ce problema au. De unde vine chestia asta că te vrei să te omori? Că simți că nu poți să faci față? S-au adunat prea multe. Și sufletul e conștient? Că m-am uitat la un videoclip în care spune că și sufletul parcă vrea să se întoarcă înapoi. Că parcă e prea mult, adică a știut că o să fie mult, că a venit aici să rezolve ceva, dar n-a știut că o să fie atât de mult și e copleșit de situație și parcă ar vrea să se întoarcă, dar oricum tot aici se întoarce până nu își face emisiunea. Sau e... Sufletul știe, adică sufletul nu se pierde în asta,
ce se întâmplă aici. Deci nu are cum să fie copleșit de situații sau... Nu, nu e, doar ego-ul e cel care se lasă copleșit și doar lipsa de conexiune cu sufletul ne face să credem că sufletul experimentează ceva ce ego-ul experimentează. Văzusem într-un videoclip și de-aia eram curioasă să aud și părerea ta. Da. Că spunea că sufletul parcă se răzgândește și vrea să se întoarcă sus și îmi dădea așa cu virgulă. Din tot ce am experimentat eu și știu, nu. Sufletul e... E... Na, gândește-te, te joci un joc pe calculator. Și oamenii se împușcă, se bat, se violențe, nu știu, agresiune, durere, toate astea. Tu fiind în afara proiecției, ți-e drag să te joci. Poate te, da, te pierzi, e fan. Și nu vezi ca pe ceva negativ, ca și cum te afectează în mod direct toate chestiile alea, știi? Ca și cum ar fi în viața reală. Da. La fel și sufletul e în afara proiecției, dar dacă nu suntem conectați cu el, evident că operăm din perspectiva rolului care e în jocul respectiv. Și simțim tot ce se simte la intensitate maximă și cam asta e jocul vieții. Și când te conectezi cu sufletul tău, practic ești conectat și cu sinele superior? Sau e altă etapă ca să poți să ajungi la sinele tău superior? Sau cum e? Păi e cam același lucru, sinele superior și sufletul. Deci e sufletul nostru care e... Da, e practic esența noastră la care misiunea pe acest pământ e să ne întoarcem la acel ceva, ceea ce presupune să ne curățăm, să deprogramăm, să eliminăm toate credințele, convingerile, rolurile, măștile, identitățile, rănile, tot ce am preluat din viața asta. Și atunci devenim, putem să spunem că devenim noi sinele autentici și superiori, știi? Până atunci suntem un fel de manifestare a mai multor proiecții impuse asupra noastră de-a lungul vieții, de părinți, de familie, societate, toate astea, de educație, de atâta. Și până nu dăm toate straturile astea la o parte, da. Mai era o chestie că când îți dai jos toate măștile și ești împlinit cu sinele superior sau așa, te conectezi cu el, o să mor mai repede pentru că ți-ai îndeplinit misiunea și de asta mi-e frică, dacă îmi îndeplinesc misiunea și sunt fresh, există șanse să mor mai repede, adică să mă întorc de unde am venit, când îți faci toate alea. De regulă, dacă îți rezolvi toată karma, da, pentru că cam asta ne ține în viață aici, karma. Dacă noi nu mai avem karma, karma care înseamnă acțiune, dacă noi nu mai avem o acțiune care să ne îmbârlige de ceva anume, adică să creeze ca un fel de atașament, da, nu mai avem de ce să fim aici, depinde de suflet. Acum unii vin și termină bagajul karmic și totuși mai aleg să mai rămână ca să asiste la transformarea asta, la elevarea conștiinței, pasiv ca niște piloni, nu mai sunt aici, sunt departe și canalizează toate vibrațiile astea asupra tuturor întregului plan terestru și mai sunt și oameni care aleg să mai rămână printre oameni, dar ca să nu părăsească corpul pentru că nu mai au karmă, își lasă un ultim atașament, să zic, adică de mâncare, spre exemplu. Adică trebuie să renunți și la mâncare ca să... Da, da, practic, când asta înseamnă karma, e ceva acolo în câmpul tău vibrațional, în mintea ta, în tot ceea ce tu ești, care se atașează, se identifică cu orice altceva din exterior. Spre exemplu, dacă eu zic iubita mea, deja e clar că avem un contract de suflet, e ceva karma între noi, să zic, și nu neapărat ceva negativ. Lecții, acum depinde cum sunt abordate. Mai să încep dacă există suflet pereche sau nu există un suflet lângă care să crești sau... Nu. Eu zic că există. Da? Da. Și cum știi că l-ai găsit? Cum faci diferența între o relație karmică și sufletul pereche? Trebuie să-l cauți sau vine el? Sau... Nu, e nimic de căutat, vine el, vii și tu, așa flow-i. După o muncă interioară intensă, deja devii o versiune mult mai conștientă de sine și e cel mai bun moment să te întâlnești cu un suflet pereche, sufletul pereche, pentru că toate
tensiunile sau discrepanțele sau lecțiile, mai bine zis, care în trecut se manifestau foarte intens și cu multă dizarmonie în acea relație, în acea conexiune. Din acel nivel de conștiință, amândouă sufletele, amândoi oamenii, partenerii, sunt mult mai dornice să învețe, să fie atenți la ce au de învățat din toată conexiunea aia. Când cineva vine cu un argument sau o observație, celălalt e foarte receptiv și nu o ia personal, în primul rând, adică reflectă foarte bine asupra ceea ce primește de la sufletul pereche și vede unde poate să integreze partea aia în el și să se apropie mai mult de un echilibru, unde probabil că era într-o extremă, foarte, foarte dus într-o extremă din aspectul respectiv. Da, sufletele pereche se ceartă? Există și certuri? Sau e totul pe pace? Din experiența mea, nu se ceartă. Deloc, pentru că toate discuțiile, comunicarea are loc dintr-un spațiu foarte deschis și elevat, astfel încât nu se ajunge la judecată, critică, reproșuri, ură, resentimente, toate astea, pentru că, după cum spuneam, e deschiderea aia foarte mare înspre a înțelege că dacă eu nu lucrez cu mine și nici tu nu lucrezi cu tine, atunci e clar că o să fie mereu ceva între noi care o să ne distrugă tot ce încercăm noi să clădim în fiecare moment, știi? Și dacă mereu există ceartă și tensiune în relația aia, o să se sfârșească vreodată? Adică că sunt oameni care rămân într-o relație fără să conștientizeze că au de lucrat. Să zicem că lucrez eu în continuu, știi? Și se repetă aceeași zi în continuu și deja trec 10 ani. A trebuit să-mi pun un semn de întrebare, ceva nu e ok. Cum fac să ies sau cum sunt conștientă de chestia aia? Are sens? Are sens, da. Până nu ieșim din starea de victimă și încetăm să mai arătăm cu degetul pe celălalt cum că el ar greși și începem să devenim mai conștienți de sine, pur și simplu, și să vedem ce anume se trezește în noi când cel de lângă noi se comportă într-un anumit fel. Și dacă persoana îți arată furie, te enervează că a făcut ceva, de fapt ce se întâmplă? Nu el te enervează. Eu am furia aia deja în mine și da, el doar mi-a arătat. Da, și la suprafață. Okay. Sunt oglinzi, suntem oglinzi. Și tu dacă mă enervezi acum, prin orice fel, nu știu, nu pot să-mi închipui asta acum. Dar zic, da, dacă e într-un caz să eu să mă enervez din cauza că tu mi-ai arătat ceva, e clar că în interiorul meu există ceva, o energie mai intensă, mai apăsătoare, mai agitată, pe care n-am conștientizat încă și e necesar să o văd, să stau cu ea, să observ, așa că spun mulțumesc că mi-arăți asta și o să stau puțin cu mine să văd ce și cum și de ce a apărut asta, de unde vine, ca să integrez partea aia în mine și ca să nu mai existe același ciclu perpetual de evenimente care să producă, să declanșeze același aspect și să producă aceleași rezultate și întreprinderi, schimburi de energie, formă manifestată de, cum am zis, judecate, reproșuri. Deci nimeni nu ne face nervi, nimeni nu ne supără cu adevărat. No. Cum să dai vina pe persoană? Nu. Ah. Vinovăția e starea din care nu poți să faci niciun fel de schimbare și vindecare. Vai. Și nici mentalitatea de victimă. Stai așa și mă gândesc câți oameni zic că m-a supărat ăla, dar în familia mea stau să mă gândesc câte din astea sunt, că ceala e de vină, că nu știu ce și... Da. E challenging în societatea din ziua de azi să schimbăm noi paradigma, știi? Pentru că majoritatea sunt conștient că funcționează după tiparele astea degradate. Iar dacă într-adevăr era așa că celălalt mă enervează, sunt convins că ar fi adus oamenii mai aproape, ar fi creat armonie într-un final și n-ar fi fost atâtea relații toxice, cum se numesc, nu s-ar mai fi întins pe atâția ani sub aceeași dinamică, divorțuri și
violență, evident, scandaluri, toate astea. Da. Și dacă o persoană... Bine, are cum să-ți greșească o persoană, în primul rând? Te spune că îi spui un lucru zilnic, știi? Și apoi, după ani de zile, face același lucru greșit pentru tine. Adică îl face pe dos, cum ar veni. Și simți că omul ăla practic nu te respectă, că tu tot îi spui o chestie și el parcă face pe dos. Deodată ce nu schimbă puțin de la el, are sens. Are sens. Deja parcă simți că nu te respectă sau că nu ești băgat în seamă. Și dacă mă enervez, e tot oglinda mea sau e chiar sunt nerespectată? Sau... Asta cum faci diferența? Îți dai seama că ai vindecat, ai integrat, ai lucrat și ai învățat lecția în momentul în care orice altă persoană își schimbă subit comportamentul și... Sau... Ori nu te mai afectează pe tine. Nu mai trezește nimic în tine care să-ți provoace frustrare. Dacă încă mă enervează că faci același lucru, tot e ceva la mine de schimbat. Este. Ok, deci nu e cale de... Nu, ok, am crezut că poate e o cale așa să ieși. Da, nu. Putem aduce și chiar e destul de esențial să aducem în context planul energetic, unde când tu faci o schimbare la nivel interior, se produce această schimbare în câmpul tău vibrațional. Uh-huh. Și tu, spre exemplu, cu partenerul tău aveți strângurile astea energetice pe care circulă energia de la unul la altul. Uneori tu dai, el primește, uneori el dă și tu primești. Tu fiind femeie, energia feminină la tine se amplifică toate, de tot ce tu primești și se revarsă pe urmă. Jup! Probabil știi asta și ai observat. Și orice schimbare faci în interiorul tău o să îl influențeze și pe el. Inevitabil. Dar na, schimbarea e necesar să fie, să zic, complet integrată, învățată, transmutată în lumină și să nu mai fie un trigger acolo care să se declanșeze. Și asta e surprinzător, pentru că când tu faci schimbările astea în interiorul tău, pe urmă, oamenii cu care ai stringuri energetice, fie din familie, fie din relații intime sau prieteni sau colegi de muncă sau șefi la muncă sau orice alte persoane din viața ta, devin alți oameni sau cel puțin nu se mai comportă așa cu tine. Parcă chiar dacă mai au comportamentul ăla, nu-l mai au cu tine, îl au numai cu ceilalți. Ceva de genul. Și dacă văd că toată lumea e rea pe din afară și mi-e frică de oameni și văd numai agitație, chestia asta e în interiorul meu. E în tine. Am înțeles. Da, e ceea ce tu experimentezi și ceea ce ți se reflectă din exterior, că e ceva acolo care te face o potrivire vibrațională pentru aceste circunstanțe, acești oameni. Și ți-i atragi singur în experiență, dar probabil la un nivel involuntar și inconștient, aș zice, pentru că cine-și dorește să... Da, frica atrage evenimente care ne oglindește că, da, avem o frică și e necesar să lucrăm cu ea. Și dacă ești foarte conectat cu tine și așa, nu mai poți să vezi nimic rău sau nu mai te afectează? Nu mai ai parte de evenimente tragice? Da, sau... Uh-huh. Pur și simplu nu mai te afectează că se întâmplă. Ego-ul e mereu aici și accesibil și dacă, să zicem, ne conectăm, dar după ne întoarcem puțin mai la sol, ne raportăm tot la ego, adică avem parte de o creștere în nivelul de conștiință și după cădem, o luăm în declin înapoi către ego, da, o să percepem din nou suferința sau o să ne identificăm și o să vedem contrastul, dualitatea și o să funcționăm după parametrii ăștia bun și rău, pozitiv și negativ. Și asta ne face să respingem, practic, ceva ce considerăm noi că e negativ și nu vrem să avem parte de acele ceva, orice o fi, oameni, situații în viața noastră, lucruri care amplifică mult mai mult magnetismul și le atrage, de fapt, în realitatea noastră ca să acceptăm, să integrăm tot ce vine în experiența noastră și nu acceptăm și nu integrăm și nu îmbrățișăm și, din contră, respingem și negăm și toate astea, vine ca un reminder să ne reamintească că e ceva în noi, e ceva în creație, care e tot o expresie a Creatorului, pe care noi nu o acceptăm. Și o să tot vină, o să tot vină.
Păi și persoanele care au un job și nu se pot conecta pentru că trebuie să se conecteze și cu alți oameni, cu alte distrageri, cum pot să se conecteze sau să elimine lucrurile astea? Adică să zicem că nu se pot izola cum ai făcut tu timp de 6 luni de zile. Ce fac? Dacă, cum câștigă banii în perioada aia dacă s-ar izola de tot sau... Ce am făcut eu e un leap of faith, adică nu m-am mai păsat de nimic. În sensul în care aveam o credere atât de deplină în univers și în sinele superior că e exact ce e necesar să fac în momentul ăla, să mă deconectez, să nu-mi pese de bani, de griji, să nu-mi fac frici. Deci tu n-ai avut un venit în perioada aceea, a, deci te-ai lăsat de așa, de tot. Aveam, să zic, o bază financiară de 3 luni, în care știam că, ok, pot să mă stau aici 3 luni, dar intenția mea nu era să mă întorc la niciun fel de job. Și până atunci lucrasem în depozit de vreo 5 ani unde am avut niște lecții majore și până nu le-am învățat, n-am reușit să ies din ciclul ăla depresiv. Și când am m-am trezit în situația aia, am zis, nu-mi pasă dacă ajung homeless și dacă ajung homeless mă duc în pădure pentru că am foarte multă încredere în natură, că o să fiu bine oriunde mă duc în... o natură. Și dacă rămân fără bani, aia e, mă duc ascet, mă plec pe munte. Înțeles. Și o să fiu bine. Adică așa o încredere n-am avut în toată viața mea până în punctul ăla. Da, ai simțit nevoia să faci asta, nu te-ai forțat oarecum? Nu. A, deci vine natural. Da, a venit natural. Am înțeles. Iar în cazul în care oamenii au și alte responsabilități... Sau cu copii e mai greu. Da, da. Na, eu nu am avut, pot să spun asta, era doar familia care, să zic, mai voia să comunice cu mine, să erau mai îngrijorați și le-am zis, asta e timpul meu cu mine, give me some space. Părinții tăi sunt spirituali sau familia ta așa, sau te văd puțin nebun? Nu nebun, da. Înțeleg mai mult sau mai puțin ce sunt eu, ce am început să lucrez sau... ce am început să planez în ultima perioadă de atunci. Sunt suportiv, adică mă susțin, dar nu sunt complet de acord cu tot ce pretind eu sau... Na. Pentru că nu am experimentat în mod direct anumite chestii și e de înțeles, știu. Sunt oameni care vin aici pe pământ ca să ne învețe ceva sau fiecare e cu propria misiune și că vrem noi să ajutăm pe cineva, vine tot din ego. Adică poți să vii aici special ca să ajuți persoane să se trezească? În primul rând, vii pentru tine și pe urmă putem avea contracte de suflete învățător-elev, să zic, unde, da, practic noi apărăm în viața cuiva, să-i îndrumăm, să-i ghidăm, dar nu e ceva forțat sau că mergem și tragem de oameni, hai trezește-te, hai uite asta, uite lumina și chestii, știi? Vine natural, intuitiv și oamenii vin natural spre tine, ca muște la lumină, să zic. Când ai lucrat cu tine și deja știi care e soluția la anumite chestii și poate ți s-a întâmplat să vină oameni la tine exact cu aceeași problemă cu care tu te-ai confruntat, să zic, la un moment dat în viața ta. Și atunci eu am acționat ca și cum aș fi încercat să-i ajut. Dar eu, de fapt, nici pe mine nu m-am ajutat, știi? Dar eu pot să, în capul meu, eu pot să dau sfaturi, dar nici în ceva ce nici eu nu pun în practică. E din ăsta. Da, da. Am impresia că ajut, dar nu prea fac nimic, cu adevărat. Și de ce crezi că nu faci ceva, într-adevăr? Pentru că eu nu le pun în practică. Adică poate să-mi vină un om cu atacuri de panică, anxietate. Adică eu pot să-i spun, ok, acceptă-le în primul rând, dar... Nu e ca și cum eu nu mai am deloc chestia asta. Da. Mă refer ca să poți să ajuți un om, tu ar trebui să fii complet eliberat de toate astea. Nu încă să ai atacuri de panică, să simți ca omul ăla și să-i dai sfaturi sau merg și sfaturile. Da, bine, dacă tu știi la nivel de experiență că asta e într-adevăr soluția, adică dacă în trecut ai aplanat asta și ai pus în practică și a funcționat și totuși după te-a lăsat mai moale, dar știi la nivel de trăire că funcționează, nu văd de ce n-ai putea sau ar fi ceva greșit, să zic, să sfătuiești din ceea ce știi tu, cum și părinții o fac în felul lor, că mă doare capul, iau pastilă sau chestii. Da, tot din aceeași energie e. Însă aici e necesar să fim foarte conștienți de noi înșine, zic eu,
cum primim informațiile astea și cât de flexibil și fluid suntem în a filtra toate soluțiile astea care vin, sfaturile, părerile. Pentru că și eu le zic mereu oamenilor, nu lua tot ce zic de bun. Treci prin filtrul tău, da. Și apoi vezi ce crezi și ce nu. Sau... Da. Valorific foarte mult asta, pentru că suntem unici în felul nostru și chiar dacă am avut aceeași experiență, se poate că tu ai rămas cu ceva și eu cu altceva din experiența aia, știi? Și e foarte subiectivă treaba și nu văd să fie o chestie că un singur lucru funcționează pentru toți. Nu credeam să mă gândesc așa la oamenii pe care am sfătuit să mediteze la orice problemă ar avea și îmi spuneau că meditația e plictisitoare și simt că nu se schimbă nimic. Și am zis că necesită timp, că normal că meditația efectiv nu faci nimic, stai. Nu ar trebui să se schimbe instant după ce ai meditat, ieși afară și viața e roz. E... Și de manifestare? Manifestarea e legată de la fel ce e în interiorul tău, e în viața ta? Păi noi suntem într-o manifestare continuă. Deci tu ai încredere că poți să manifestezi lucruri în viața ta fizice? De exemplu, mașini, case și așa? Păi noi suntem energie și operăm din energie și energia influențează materia. Dar vine din ego, dorința de a avea o casă? Sau mașină? Sau să ai anumite lucruri? Nu știu. Nu, n-aș zice. Depinde. Dacă sunt... Să zic la un nivel mai subtil, dacă le meriți, dacă face sens. Adică și dacă cum nu știi sunt... că le meriți? Nu e ceva din ego în sensul în care vreau asta ca să mă laud, vreau asta ca să obțin nu știu ce, să mă valideze familia, să mă aprecieze nu știu cine, știi? E ceva ce simt pentru mine că am nevoie ca să pot să mă desfășor în continuare și să... E ceva ce fac pentru suflet mai mult decât pentru ego, practic. Dacă face sens. Adică să zicem că vreau să-mi iau exemplul meu, multă mașină ca să pot să călătoresc foarte mult în pădure. Ca să pot să mă conectez cu sunetele din jur, cu armonia, cu energia. Sau e tot din ego, că aș putea să vin aici în parc să mă conectez. Dar nu e același vibe pădure cu parc. Tu poți să te conectezi oriunde la o, adică știi. Pe altceva când. Ești în natură sau că... Da. La bloc mi-e greu, în casă cel puțin, sau pe stradă, acum să mergem în centru vechi, să mă conectez cu mine. Da, vezi tu, dacă te conectezi în natură cu tine, în liniște, în zen complet, e ușor și când te întorci, ce mai faci? E tot dezechilibrat. Da, pentru că n-ai practicat în acolo unde e haosul ăla și... Na. Deci de asta trebuie să stau în București, să stau în haos, să fiu aici... Bine, ca să ajung în pădure să... Da. Nici să nu o să mai dorești, poate, știi? Pentru că deja ai găsit liniștea în interior și nu te mai pruează nimic din exterior. Da, așa vizual când ești din căsuță și vezi pădure, natură, animale. Da, e frumos. Așa ești din casă, e frumos, e frumos. Să zicem că ai o percepție frumoasă despre viață și în interior, dar parcă e mai plăcut în natură. Da, totodată trebuie să ne amintim că am venit aici în condițiile astea, printre oamenii ăștia, prin tot ce se întâmplă. Păi nu să te izolezi, să locuiești acolo, să mai ieși, să mai socializezi, da. Deci putem manifesta lucruri. Putem, pentru că și acum creăm următorul moment, care deja s-a întâmplat, apropo. Mi-o da prost, nu mi-o da. După ajung acasă, stau să mă gândesc. Eu să, ce se întâmplă, acum uite, acțiunea pe care o fac, deja am manifestat, încep să gândesc prea mult. Da, suntem într-o manifestare continuă și nu atragem în experiența noastră ceea ce vrem sau nu manifestăm ceea ce ne dorim cu adevărat, doar atunci când suntem inconștienți. Gândurile rulează, tiparele vechi rulează, se creează aceeași realitate, aceleași evenimente din... Aceleași energii, să zic. Deci dacă tu ești sărac în interior, n-ai cum să manifestezi bogăția, prosperitatea. Da, dacă te simți sărac pe interior sau chiar și dacă te raportezi la aspectele exterioare, aoleu, stau aici în cucina asta, aoleu, n-am niciun ban în cont, aoleu, n-am ce să mănânc. Clar, cumva îți reafirmi
sărăcia în fiecare moment, știi? Și în loc să ieși din vibrația joasă care atrage sărăcie, na. Afirmațiile sunt foarte importante? Joacă un rol, numai că sunt mai mult elementul pasiv, aș zice, dintr-o transformare. Nu, e că dacă zic, uite cum sunt eu foarte ironică și zic de multe ori că îmi doresc moartea sau dacă mor sau chestii de genul, că poate să afecteze cumva energetic, să văd lumea mai nașpa sau cam anumite glume mai așa mai... Aș zice că cât timp sunt exprimate și percepute la nivel de glumă, de ceva... Nu depui energia seriozității, intenției, dorinței ca tu să mori, ci ești așa... Ca și un copil care probabil mai vorbește de chestii de astea când e mic, știi? Deci fără un interes. Deci nu afectează așa mult. Da, nu, cred că, adică, nu văd că e necesar să luăm totul așa în serios, știi? Cred că universul știe de glumă, cu alte cuvinte. Și intenția e cea mai importantă. Fără intenție nu e manifestare. Și poți să te minți singur, adică face sens dacă zicem că vreau să manifestez o viață mai bună. Deși în interiorul meu am impresia că toată lumea e nașpa, că are comportamentul râd, că e agitație. Eu dacă îmi repet în cap că viața e frumoasă, viața e frumoasă, chestii de genul, ajută? Sau e doar mă mint singură și de fapt în interior nu schimb nimic? E doar ceva fizic, așa, că îmi percep eu că... Da, cumva e o abordare de forțare a percepției, să percepi lucrurile altfel, când de fapt e clar că ți apasă niște butoane și le percepi ca și pe ceva rău sau nebenefic. Deci tot nu ajută dacă te minți sau... Nu prea, pentru că mai mult fugi, zic eu, știi? Adică negi faptul că ceva în interiorul tău percepe urâțimea asta, să zic, întunericul, și nu lucrezi cu el. În schimb, pui o mască, sunt fericit, sunt zen, totul e roz, oamenii sunt faini, chiar dacă... Și ajung acasă și am crize din ala de nervi. Exact, da. Nu prea e o mască, e ca și cum ai pune un pansament pe rană și nu o tratezi în adevăratul sens. E elementul pasiv, zic eu, afirmațiile, poți să le pui în background, dar dacă nu faci o acțiune, pe urmă introduci elementul activ, energia masculină, practic. Că, na, energia feminină e afirmația. Ca și o mamă care zice, ești frumos, ești bună, ești caldă, ești protejată, ești în siguranță, te iubesc. Toate astea vin din energia feminină și sunt un fel de elemente pasive, dar la fel de importante ca și cele active. Nu e că sunt mai puțin importante, însă dacă eu nu simt toate astea din manifestarea mea, prin ceea ce fac, dacă nu simt că mă iubesc suficient când fac anumite chestii față de mine sau pentru mine sau printre oameni sau în orice contexte, nu prea funcționează doar faptul că mama spune că sunt capabil să mă descurc în viață, că sunt în siguranță, că mă iubește, că sunt nu știu cum. Și dacă simți că partenerul îți dă puțină afecțiune, vine tot de la tine, că nu îți dai tu iubirea necesară, nu? N-aș spune, e natural cumva să ne... Să faci un schimb energetic. Da. Da, adică se întâmplă uneori unul să cadă sau să aibă un moment mai provocator în viață, iar celălalt să fie acolo ca o susținere, un sprijin, să aducă ceea ce el o dobândit sau surplusul lui de energie pozitivă. Nu e neapărat că el pierde, ci cumva se egalizează balanța, se echilibrează și pe urmă amândoi pot să coexiste în armonie în continuare, decât unul să fie foarte fericit și să zică, ha mă, nu mai fi trist. Și fă ceva, ridică-te. Natura asta mai pasivă și mai feminină de a oferi, de a dărui din ceea ce tu ai ca să puteți coexista în armonie, e părerea mea ceea ce e necesar să se întâmple în orice relație, în orice conexiune. Dar să nu fie totuși ceva dependent, în sensul în care unul din parteneri, să zic, e depresiv și celălalt îi oferă constant afecțiune și încearcă să-l tragă și el tot acolo jos stă și după... Și de mine dependent de... Da, și nici nu face ceva, să zic, nu valorifică sau pune în aplicare energia pe care tu o dai, surplusul pe care încerci să-l ajungi să-l susții, să-l ridici și ajungi și tu la același prag cu el sau... La un moment dat, pur și simplu,
zici, nu mai vreau să, să pierd energia, să văd că nu e valorificată, văd că mă trage în jos și pe mine. E dificil când e discrepanța asta, pentru că asta presupune iubirea necondiționată, să poți să lași de la tine, practic, să poți să renunți la o parte din tine, ca să-l ajuți pe celălalt suflet să, să evolueze în ritmul său. Asta e foarte important. Și dacă lași foarte, foarte mult, nu te saturi? Sau e tot din interior după? Asta nu mă refer tot. E necesar să ai o parte din tine acolo, rezervată doar pentru tine, altfel, na, o să cădeți amândoi în depresie și... Cam așa văd eu. Deci vreau să întreb și de muzică. Nu știu că faci și muzică și că ai vorbit și despre muzică, cât de mult influențează viața sau... Afirmații. Da. Asta, deci, are până la urmă sens că asculti... Eu de multe ori ascult melodii triste, pentru că simt că rezonez cu ele, că mă alină, ca să zic, că cineva mă înțelege, știi? Dar, de fapt, ce înseamnă când ascult o melodie tristă? Mă cobor și mai rău în starea aia? Sau accept starea pe care o am? Sau mă ajută cu adevărat? Sau aș putea să aleg să ascult o melodie fericită în timp ce am o stare nașpa? Sau care e? Da, totul e pe bază de rezonanță în existența asta. Dacă pe mine mă atrage muzica tristă, clar am o tristeță în interior. Și felul în care mă ajută ceea ce mă atrage în exterior, fie muzică, fie filme dramatice, fie orice altceva, e doar o oglindă de care eu pot să mă folosesc. Ok, rezonez cu asta. Asta spune foarte multe despre mine. Dacă eu te întreb acum ce îți place ție să faci, cu ce rezonezi, asta îmi spune cam ce e în interiorul tău, știi? Răspunsul tău. Și raportat la asta, putem să învățăm din ce se întâmplă în jur, ca să ne descoperim ce e în interior. Altfel, ne identificăm prea mult cu exteriorul, nu dăm importanță la ceea ce se întâmplă în interior și avem impresia că pe noi ne reprezintă melodia aia tristă, mesajul ăla, energia respectivă și, na, ne afundăm și mai mult, amplificăm și mai mult starea. Și dacă faci o melodie tristă, e nașpa? Nu aș zice că e nașpa, aș zice doar că nu e o soluție să alchimizezi energiile, să eliberezi tristețea, ci doar o transpui și o dai mai departe, fără ca tu să faci ceva cu energiile respective, să lucrezi cu ele. De aia sunt Adele, spre exemplu, într-o tristețe continuă, sau mulți alți artiști care fac muzică an de an. E clar că în interiorul lor se întâmplă foarte multe, știi, și nu au gestionat încă asta, poate n-au știut cum și poate simți eliberarea pe un moment, ca și când mie mi s-a întâmplat ceva nașpa și vin să-ți vorbesc și după cred că, ok, gata, sunt bine. Te-ai eliberat, dar de fapt n-ai făcut. Da, de fapt n-am făcut nimic cu energiile alea, doar le-am exteriorizat ca să le vezi și tu și să înțelegi cât de mult sufăr eu. Și ne avem chestia asta în ego-ul nostru, să, dacă sufăr eu, să sufere și ceilalți. Să nu fiu singur. Să... Așa că, după părerea mea, sunt confirmări foarte bune a ceea ce se întâmplă în interiorul tău și dacă te folosești de asta să reflecți mai mult asupra interiorului, de ce anume pot eu să rezonez cu asta? Ok, pentru că am o tristețe în interior. Bine, stau cu starea. Și cum stai cu starea? Doar stai. Nu e nimic mistic, nu e nimic complicat, sofisticat. Stai cu starea înseamnă să o accepti, să o tratezi ca pe un copil, de pe tine. Tristeți. Fie, ok. O privesc ca pe un copil care e trist în momentul ăsta. De ce are nevoie un copil care e trist? Care suferă? Afecțiune? Și mai ce? Compasiune? Înțelegere? Nu știu. Și mai ce? Nu știu. Atenție. A. Și multe altele, bineînțeles. Da. De atenție. Vrea să fie văzut și să nu fie respins sau să-i se zică că nu e bine să plângă sau că nu e bine să fie trist. Pentru că de-aia ajungem atât de imaturi emoționali, pentru că suntem învățați încă de mici să nu mai plângem, să nu mai fim triști, să fugim de stări și așa ajungem să trăim pe urmă și ne trezim cu tot bagajul ăsta emoțional și nu știm ce să facem cu el, pentru că nu ne zice nimeni stai cu starea.
procesează, o înțelege, o învață despre, învață din emoții. Am venit aici să trăim, să simțim dualitatea, nu doar bliss și armonie și fericire. Și în momentul în care suntem capabili să tratăm emoțiile astea cum sunt clasificate ca și negative, la fel ca și cum ne lăsăm purtați de toate emoțiile astea pozitive, de fericire, de armonie, de beatitudine, de bucurie, iubire autentică și adevărată, exact cum ne lăsăm purtați și dăm drumul la tot și ne băgăm cu tot în stările astea și le trăim din plin, fără să căutăm să le schimbăm, forțăm, pentru că se simt plăcut. Da, înainte să te simți plăcut, trebuie să treci prin întuneric și nu... Cam așa, da. Când reușim să abordăm la fel emoțiile negative, atunci putem spune că suntem într-adevăr maturi emoțional. Da. Sper că nu o să se audă pe fundal. Deci... Da, și cam asta avem de făcut în mare parte ca să vindecăm copilul interior, să începem să devenim părintele pe care nu l-am avut, adică să începem să ne tratăm cu ceea ce nu am primit. Și dacă iubire. Simți că nebunești, că te-am zăpăcit cu nebunii tu, dacă simți că pierzi controlul, de fapt pierzi controlul sau doar te detașezi și nu știu. În viață e esențial, spun eu, să dai drumul la controlul. Da, că nu poți controla ce se întâmplă, dar zic măcar cu tine să poți controla ce se întâmplă cu tine sau nici așa. Păi... Că o faci față de tine sau față de exterior, tot ai aceeași energie în mișcare sau pe care o aplici. Iar exteriorul e doar o expresie a interiorului. Așa că nu prea contează ce faci cu tine sau ce faci cu exteriorul, pentru că mereu o să se întâlnească undeva, o să fie un simbioz între interior-exterior. Dacă tu nu te iubești pe tine, nu o să prea ai cum nici să iubești pe altcineva, în adevăratul sens. Dacă tu nu știu, te comporți bine cu ceilalți sau vrei să dai impresia că totul e ok, cam asta o să faci și față de tine, o să zici, cum ai spus mai devreme, că spui o mască și zici totul e ok, sunt bine, n-am nimic, respiră, ascultă o afirmație, zâmbește, știi? De fapt, nu e așa. Dacă se întâmplă un eveniment și eu încep să plâng după instant, e bine sau mă pot considera depresivă? Asta dacă e deja îndelungat. Adică să plâng zilnic, că deja căutasem și pe net mai de mult chestia asta și să plâng zilnic era direct diagnosticat cu depresia, cu și e eliberare sau e și depresie. Sau e 2 în 1. Cum? Dacă tu nu simți nicio schimbare în relația ta cu tine după ce plângi, Nu e eliberare. Mă simt mai bine, dar pe moment, nu știu dacă și așa, în lung. E mai multe ori amintire în contextile astea, în sensul în care nu e o vindecare completă, știi? Nu e o eliberare completă. E mai mult din corpul fizic decât din corpul emoțional. Iar dacă, spre exemplu, cauza tristeții tale în momentul în care plângi e din cauza că nu te iubești suficient pe tine, dacă nu integrezi sau aduci mai multă iubire în tine față de tine însuți, da, o să cam fi într-un plânset continuu, pentru că ceva îți lipsește și de-aia plângi. Plângem ca și copiii după ceva ce nu primim, nu avem, vrem, ne dorim, pentru că suntem copii în continuare și nu... Am pus masca asta de adult, de matur pe mine și gata, acum sunt stană de piatră și nu mai dau niciun semn de vulnerabilitate. Cunosc persoane și din familie care nu pot să plângă deloc și sunt blocate, da. Chiar dacă le vine, nu pot, pur și simplu sunt blocate. Da, pentru că sunt blocat corpul emoțional atât de mult. Și cum poate să elibereze? Sunt multe metode, catarsis. Ce aia? Catarsis sunt metode de a
aduce cumva energiile astea, emoțiile la suprafață, după care să le eliberezi prin tot felul. Îți vine să urli, îți vine să zgârii, să lovești, să... Exerciții din alea. Da, da, de regulă se fac într-un spațiu mai controlat, să zic, și așternut cu condițiile necesare ca să poți să te simți confortabil să faci asta, să ai și un ghid și un sprijin. Singur așa de nebun poți? Sau? Ce anume? Să faci tot asta? Te eliberezi, da. Da, sunt multe metode ca să accesezi subconștientul sau traumele, energiile astea stagnante din interior. Respirații, dacă faci o respirație mai intensă de vreo 20-30 de minute, să zic cel puțin, da, îi dai shutdown la ego și accesezi traumele respective pe care le-ai scos la suprafață și după aia eliberări, cum s-a întâmplat. Deci starea aia de leșinde după respirații pe care o am, ce e, e de bine. Da, practic e ceva ce accesezi, ce vrea să fie, și am mai discutat cu tine despre chestia asta cu leșinul, că face conexiune cu frica de moarte, încerci să respingi moartea și ea vine din ce în ce mai mult în experiența ta pentru că fugi de ea, știi, și what you resist persists. Și trebuie să o accept în totalitate încât să mai fie frică de moarte, să fie ceva natural? Da, la modul... Dacă mie mi-e frică de păienjeni, o să mă tot întâlnesc cu păienjeni până când nu o să mai fie frică de ei. Vorba aia, de ce ți-e frică, nu o scapi? Da. Ce, de ce fugi, fuge după tine, ceva de genul. Și, da, practic, tu ți atragi moartea în realitatea ta, dar mai mult, părerea mea e, dacă merg la nivel de suflet, sufletul tău, sinele tău superior, își dorește să atragă asta ca să ai parte de această moarte despre care vorbeam, care se întâmplă în un leșin sau un atacuri de panică, cumva ne desprindem de experiența asta pământeană și experimentăm planuri mai subtile, ne conectăm cu sufletul eventual și ne dăm seama, oh, stai, chiar sunt conștiința, chiar sunt și nu sunt ce am crezut că eram în tot timpul ăsta. Și poate să fie o binecuvântare, știi? Deci un leșin nu trebuie neapărat văzut, vai, a leșinat ceva nu. Rău. Bine, na, la, adică poți să... din compasiune și grijă să te asiguri că persoana e ok, că e într-un loc sigur, că stai cu ea, că stai nu lași acolo pe stradă. Da, da. Dar n-aș zice să o trezești sau să o bruschezi, pentru că, după cum spuneam, momentele astea în care ieșim în afara corpului sunt foarte importante pentru suflet și nu întâmplător, cum sunt și astea de near-death experiences, în comă, știi? Când oamenii pleacă de aici câteva ore și se întorc alți oameni, gen. Am văzut și documentare, că explicau ce e după. Da. Așa că poate să fie un blessing, zic eu. Și când nu mai fugim de viață, atunci vedem miracolele și binecuvântările și ne deschidem, nu mai suntem așa contractați și nu vreau aia, nu vreau aia, nu vreau aia, dar la un moment dat tot e necesar să le vrei, pentru că oricum vin. Și dacă nu le accepti, la un moment dat te handicapează chestiile astea, știi? Figurativ vorbim. Sau depinde. Făceam mișto de mine și cu prietenul meu că... Dar de ce am venit aici? Că cine mi-a cerut dreptul să fiu aici, să experimentez toate astea? Să... Și mă gândeam așa și după moarte, că e viață continuă și eram acolo. Dar de ce? Am fost de acord sau nu știu... De ce am fost de acord să venim aici? Da. Bine, acum vorbesc din ego. De ce să nu-ți dorești asta? Bine, acum înțeleg multitudine de perspective de ce n-ai vrea să fii aici, pentru că ego-ul suferă și e... Deci așa, existența sufletului, adică că nu poți să pui pauză, are sens. Poți. Că trăiești în continuu, la nesfârșit. Da, pentru că suntem stimulați și încurajați și avem multe exemple în jur care ne dau de înțeles că în viața asta trebuie să fim în priză continuu, să nu luăm o pauză pentru noi, să nu stăm doar cu noi și complet extrași de la exterior, interiorizați cu atenția. Și în condițiile astea e normal ca tot ceea ce experimentăm să fie
ceea ce vedem în jur aici și acum și ceea ce se simte și se vede. Dar am mers tot pe analogia asta cu jocurile, pentru că am avut o perioadă în care mă jucam mult și am avut multe conștientizări după ce am renunțat. Dacă mă joc pe calculator non-stop, evident mă și dorm. Da, non-stop, non-stop, asta e tot ce fac, stau și mă joc, sunt gamer, să zic. Stau și mă joc, aia o să devină realitatea mea, știi? Adică, când stau 12 ore, să zic, zi de zi, la un moment dat, după alea 12 ore o să mă uit la ecran ca și cum eu sunt în el. Da. Și când realizez că sunt aici și mă uit la mâini și ok, stai că eu nu eram de fapt în toată activitatea asta. Știi că se întâmplă, nu știu dacă te-ai jucat, dar se întâmplă să te pierzi foarte mult, ca și în filme de altfel. Când editez mult, mie mi se întâmplă, gen după să revin și stau mult cu ochii în ecran și... Deci aș pune mai mult accent pe filme, jocuri, proiecțiile astea în care ești mai pasiv, să zic. Poate mai mult filme, pentru că na, te uiți la un film și dacă te uiți într-o stare inconștientă, te faci una cu filmul, te faci una cu scenariul. Dacă se întâmplă ceva, o sperietură, trebuie să ar și tu. Practic ești acordat vibrațional la filmul respectiv, la tot scenariul și după ce se termină filmul, știi cum e la cinema, toată lumea e... Da. Gen, a, ok, sunt aici, exist. Se schimbă așa puțin percepția, parcă te crezi, nu știu... Da. Dar la fel ne-am pierdut și noi în jocul ăsta vieții, știi? Exact la fel. Trebuie doar, cum ai zis și tu, să punem pauză la jocul ăsta, să zic că azi nu mai pun una pe calculator. Lasă să fie, eu stau și mă conectez mai mult cu ceea ce sunt eu decât să mă identific cu proiecția asta virtuală, care e o expresie a creației, e... Dar dacă asta e tot ceea ce eu cunosc pe lumea asta, omit viața, omit esența, omit profunzimea, omit planul superior al sufletului, misiunea și scopul și evident că o să mai vin pe aici, pentru că m-am pierdut complet de la traseul meu superior, să zic. Și dacă te lași de țigări doar din frica că o să mori, că deja ai probleme de sănătate, te lași, e o lăsare din asta ok sau e tot forțată de către frica de moarte? Sau de alcool, de orice... Depinde, poate să fie și un mesaj intuitiv care spune, hei, te-ai sedat suficient cu chestia asta, iar acum ceea ce reprimai prin această activitate, fumat, alcool, sex, droguri, orice altceva, emoțiile pe care le primai, le reprimai, le suprimai întotdeauna prin atitudinea asta compulsivă, dependența asta, sedativul ăsta de care ne atașăm, oricare ar fi el, încep să se transpună în corpul fizic, din corpul emoțional și emoțiile acestea foarte intense și fructificate în interiorul tău în tot timpul ăsta în care nu erai conștient de ele, încep să prindă rădăcini și să se manifeste pe planul fizic, știi? Poate să fie un mesaj, să zic, divin, care te atenționează. Dar poate să fie și ego-ul, care rolul ego-ului e să ne protejeze. În felul lui, ca o mamă super protectivă și fără o inteligență emoțională foarte... Cam așa e ego. Super protectiv și ne ține departe de disconfort, de... inclusiv de disconfort interior, adică emoțiile reprimate, traumele, toate astea. Da. Așa că poate fi și din ego că vreau să mă las de fumat dintr-o frică să nu se întâmple asta și părerea mea e că cel mai bine ar fi să te împaci cu chestia aia, adică să nu cauți să o respingi sau să pui prea multă presiune pe tine prin puterea voinței, pentru că de-a lungul vieții n-am prea văzut să funcționeze puterea voinței și atât, dacă nu aduci și dorința, determinarea de a lucra cu emoțiile tale, de a sta cu umbrele tale, de a... Evident, poate aici e puțin
paradoxal cum adică stai, eu mă sedez și totuși stau cu emoțiile, însă sfatul meu ar fi, ce am făcut și eu, a fost să răresc din ce în ce mai mult consumția și să prelungesc, să zicem, acum fumez o țigară și mai fumez abia peste două zile. Dacă reușesc, dacă nu, na. Și dacă fumez te lași diseară, brusc? Dacă lași brusc? Da, și nu mai simți după așa nevoia. E okay. Asta ar fi ideal, sincer, pentru că dau toată năvală peste tine și nu știu cine își permite chestia asta. Mai zici tu, dacă sunt oameni cu responsabilități și nu sunt atât de pregătiți pentru o exorcizare de asta, să iasă toate la suprafață și să fie eliberate, adică câteva zile, săptămâni, luni, poate, depinde cât de mult bagaj e, nu o să mai prea poată fi activ și interactiv cu responsabilitățile, cu oamenii, cu familia, pentru că e, intri în toate stările de care ai căutat să fugi toată viața. Trebuie că eu așa m-am lăsat și de alcool și de țigări deodată și parcă nebunisem, dar de fapt era... Da, ceea ce numim săvraj, da, cam asta e, de fapt, faptul că facem spațiu, facem loc pentru toate umbrele astea interioare să iasă la suprafață și... M-am îndepărtat foarte mult de oameni, parcă voiam să stau așa cu mine sau nu mai rezonam exact cu oamenii. Da. Deci ok că a fost brusc, oarecum. Da. Depinde de persoană. Da, e mai dificil brusc pentru majoritatea, însă da, e varianta ideală pentru că nu te mai întinzi, nu știu, mai mult decât e necesar, să zic, ca să eliberezi toate astea. Adică e un proces care se întâmplă într-un timp mai scurt, să zic. Și îl pui în prim plan, nu mai interferează cu celelalte activități din viața ta, fie de job, de familie, responsabilități, de orice. Dar poți să o faci și din iubire? Adică să zicem că mi-e frică că o să mor de aia pentru că am grijă de trupul meu și de aia vreau să mă las, poate să fie și sub o formă de iubire față de mine? Vreau să fiu sănătoasă? Sau e tot din frica de... Cred că poate să fie în orice formă vrei tu să fie, zice. Adică mintea umană chiar poate să conceapă orice e de proposta. Și chiar și dacă, părerea mea e că dacă crezi cu tărie că nu-ți faci niciun fel de rău și că de fapt îți face bine, eu chiar cred că așa o să se manifeste. Dar e foarte dificil să menții asta în societatea asta unde... Da. Ești așa calm. Păi, bine. Îmi gândesc prea mult. It's chill. Sau să mă gândesc sau dacă mai am așa întrebări. Oricum, mi-ai răspuns la multe dintre ele pe Instagram. Dacă ți-e greu să accepti că tot ce e din interiorul tău e la suprafață, cum faci? Dacă nu vrei, practic, să accepti sau nu știu, nu că ți-e frică să ieși din zona de confort, parcă nu vrei. Poate să existe chestia asta sau e tot? Poate să existe, e ego-ul care nu vrea, ca și cu iertarea. Dacă nu iert pe cineva, înseamnă că din ego nu iert, pentru că judec, pentru că nu accept, pentru că simt că am luat-o personal, practic, 100% și nu văd dincolo de manifestare, de ceea ce s-a întâmplat fizic între noi doi, care m-a lăsat cu chestia asta, un sentiment, o repulsie, o frustrare, ură, vinovăție și toate astea. Da, e dificil dintr-un nivel de conștiință inferior, din când ești complet acolo, identificat cu rolul, cum spuneam, nu prea ai cum să nu e personal, nu prea ai cum să nu faci să alchimizezi pe loc energiile și să fii receptiv la ce vrea să te înveți în situația aia. Pe asta zic că până acum am avut mereu un scop, știi, sau să cresc pe YouTube, să fiu acolo cineva și acum așa să mă detașez, să stau cu mine. Da. Vine așa foarte dur. Este...
parcă ți-am zis că eu făceam muzică și la fel eram foarte atașat de chestia și de canalul de YouTube și de succes și de finanțe și de tot ce dobândeam, inclusiv validare, acceptare, atenție, afecțiune, că și eu am avut rana de abandon. Și toate astea, prin muzică, prin asta și tot ce venea spre mine ca și rezultat al faptului că o publicam și o împărtășeam cu oamenii, toate astea era o distragere pentru mine. Pentru că mă hrăneam pasiv și artificial cu toată atenția, validarea, aprecierea din partea oamenilor pentru o expresie din mine pe care am forțat-o ca să primesc de fapt astea. Nu a venit natural și din suflet, fără o așteptare, fără ca eu să primesc ceva, adică era vorba despre eu, nu despre ceilalți. Ce, cum mai afectează pe ceilalți muzica pe care o fac? De ce o fac? Pentru mine sau pentru ei, știi? Trebuie să n-ai nicio așteptare când faci un lucru, atunci știi că îl faci din suflet? Când, da, când nu te mai interesează pentru tine. Și asta și din cauza că tot ce e al tău vine, tot ce ai nevoie, vei primi. Și cât timp ai încredere în chestia asta și faci cu pasiune, evident. Pentru că doar când faci ceva fără pasiune sau fără atât de multă dorință, să zic, și autenticitate, doar atunci o faci mai mult din ego. Da, evident, și dacă faci ceva mai autentic, să spun, sau din pasiune, simți pasiune pentru ceea ce faci, însă simți că poate nu e atât de mult pentru ceilalți cât e pentru tine, atunci e de făcut munca asta interioară, vindecarea copilului interior și după poți să reiei activitatea respectivă, fiind pasionată, cum se întâmplă la mine cu muzica, cu editing-ul, cu toate astea pe care le-am dezvoltat în copilărie. Și după ce am luat pauza aia și toată muzica pe care o făceam pentru industrie, mă mulam după așteptări, căutam să am succes sau să să dobândesc toate astea pe care le vor cam toți când ajung în industrie de astea și sunt au răni. Și după ce am trecut prin procesul ăsta de vindecare, n-am simțit să renunț la muzică, n-am simțit să renunț la toate skill-urile astea pe care le-am dobândit de-a lungul vieții, ci pur și simplu am început să le abordez dintr-o altă perspectivă, unde, ok, nu mai vreau să obțin nimic pentru mine, eu simt că am totul, pentru că am integrat totul. Acum ce? Ce pot eu să fac cu toate uneltele astea și skill-urile pe care le-am dobândit ca să eman în jur ce au oamenii nevoie? De ce e nevoie în lumea asta în ziua de azi? Astea erau întrebările pe care le puneam. De ce au oamenii cu adevărat nevoie? Și asta după ce am descoperit pe propria piele că de vindecare, clar, știi, că de transcendența ego-ului, că de o conexiune mai profundă cu sinele superior, divinul, cu divinitatea, cu universul, cu creația, cu natura. Pentru că asta radiază în jur, pe urmă, și toate interacțiunile noastre sunt impactate, toate relațiile, toate interacțiunile sub orice formă între oameni sunt impactate de aceste descoperiri și dezvăluiri interioare pe care le accesăm și de care avem parte după ce trecem prin procesul ăsta. Fiecare cum știe, fiecare cum găsește, fiecare când e momentul. Dacă te uiți în trending, sunt numai traumă. Da. Știu. Sau dacă faci o porcărie, știi, și o postezi, e apreciată și dacă vorbești ceva serios și așa, lumea face mișto, adică e... Știu. Ca să ai succes trebuie să fii așa prost sau să faci pe prostul ca să poți să... Nu știu, să-i dai oamenilor dopamina aia de care... Divertisment. Da. Da, cam așa funcționează și începe să reiasă din ce în ce mai mult și manifestarea asta mai cu vedere asupra spiritualității, asupra aspectelor mai profunde ale existenței și începe din ce în ce mai mult să iasă la lumină și într-adevăr mai sunt oameni care nu sunt pregătiți pentru asta și o să zică ce ai fumat sau tot felul de comentarii de genul.
Da. A, de întâmplările paranormale nu te-am întrebat. Ce anume? De întâmplări paranormale. Adică dacă vezi chestii sau se întâmplă anumite chestii în casă, ce sunt? Energii, umbre, traume? Sau pot fi entități? Eu personal cred doar că totul este creația minții tale și tot ce vezi tu, nu o să văd și eu, cum ceea ce gândești tu, nu gândesc și eu. Și ceea ce manifesti în realitatea ta, nu înseamnă că manifest și eu în realitatea Adică întâmplările paranormale, tot eu le manifestez să fie în viața mea. Așa văd eu. Și dacă și pisicile acționează, e tot din manifestarea mea? Dacă se sperie, gen, pisica de un lucru din casă. Vorbești aici de entități? Cred, nu știu exact. Am mai avut multe întâmplări de genul. Ok. Și nu că mă speriam doar eu și eram singura acasă, prietenul meu nu era, se speriau și pisicile și fugeau și se uitau în locul ăla și făceau gen, da, știi da, cum da, fac? Da, da. Și mă uitam că proasta era în gol și eram, vai de mine, am început să fug pe scări și era ciudat. Da. Am avut multe și au apărut mâini pe geam random și am stat să mă gândesc, de unde mâini? Erau de copil mic. Și îmi puneam tot felul de întrebări, le-am măsurat, eram acolo, cum naiba au ajuns? Nu. Da, și un om foarte spiritual, ca să zic așa, mi-a spus că entitatea asta care mă urmărește e karma mea și până nu ajung la credință, la iubire, așa, ea nu o să dispară. Adică oriunde, dacă mă mut din apartament, că m-am mutat din apartament, tot o să vină cu mine. Bine, acum n-am mai experimentat nimic paranormal, știi, dar cred că m-am și schimbat de aia sau nu știu. Dar așa, în explicațiile astea se apară niște mâini, niște urme de mâini pe geam, de copil mic, neavând copil mic. Ce explicații poți să dai? Sau să se spargă, știu că mă simțeam foarte instabilă energetic într-o seară și am dormit cu cristalul de turmalină lângă mine, știi cristalul? Pentru protecție. Și a doua zi de dimineață era spart lângă capul meu. Cristalul? Da, și eram acolo, oh, shit. Da. Și de asta o luasem foarte serios, eram ceva, nu e ok. Și mai aveam momente în care și prietenul meu simțea anumite lucruri sau vedea și eram ok, deci nu sunt singură. Dar cu timpul am rămas singura să văd, gen, singură, era ciudat. Ce sunt? Păi, din ce știu eu și din experiența mea, sunt entități și... Da, se cam țin după tine până ce astupi, să zic, sursa aia care hrănește din interiorul tău. Adică frica? Da, clar, principala e frica. Da. Dar poate să fie și alte emoții de vibrație joasă, dar în principal e frica. Și cât timp nu mai curge, pentru că asta e chestie foarte dificil, e ca și o căpușă, să zic. Să zicem că e o căpușă care te suge de sânge constant și tu vrei să faci tot felul de chestii ca să se realimentezi sursa sanguină, sănătatea sanguină și să completezi toate aia și ea ca un fel de luptă continuă, știi, în tandem se întâmplă. Pe o parte te scurge, pe o parte faci foarte multe eforturi să reiei energia înapoi și să o recultivi, să zic. Sunt și metode mai eterice, să zic, mai hipnoterapie. Se poate întâmpla să lucrezi mai direct pe entități sau sub îndrumarea unui ghid sau unui medium să înlături entitatea respectivă. Așa doar tu cu tine foarte mult ai de muncă la disciplină, la meditație, bineînțeles, să fii foarte conștient de... Mi se pare că a dispărut această entitate când am început să fac mișto de situații. Și cred că atunci a dispărut oarecum frica, știi? Da. De exemplu că dau o carte și eu și pisicile rămâneam așa și eram ok, ce se mai întâmplă, dar în sens de glumă, știi? Și așa încet, încet am văzut că s-a dus, nu știu. Da, practic ai transmutat frica aia. Cum ai zis tu, a nu mai lua în serios, practic, adică a nu mai crede atât de mult în entitatea respectivă sau în puterea pe care o are asupra ta, motiv pentru care și-o pierdut-o, progresiv. Sau mai eram în perioade așa mai depresive și pur și simplu eram, bă, ce se poate întâmpla mai rău decât să mor? Oricum, duc o viață de căcat, ceva de genera în capul meu, ce se poate întâmpla? Și la fel, mi-a dispărut frica și atunci cred că s-a
eliberat, nu știu. Dar există entitățile astea și... Din tot ce am experimentat și am auzit, da. Tu ai experimentat ceva paranormal sau nu? Da, însă nu foarte mult. Mm-hmm. Adică a fost mai mult de a deveni conștient că există. Și asta a fost suficient pentru mine. N-am vrut să aprofundez asta. Pur și simplu n-am simțit să merg prea adânc să zic fai că există entități și să mă prindă frica asta de entități pe urmă și evident să devin un magnet pentru entități și să le ia pe toate în cârcă și să merg cu ușa pe stradă și chestii. Când eram mică eu n-am avut deloc credință și m-am dus și pe partea asta satanistă și încercam să fac eu ritualul la 13, la 3 noaptea, chestii și după stăteam să mă gândesc acum, am în 20 de ani, eu am atras oare ceva de atunci? Adică se poate un ritual de atunci, de când eram mică, să fie adus în viața mea acum, entitățile astea? Mă rugam da, la satana. Da, abia acum sau simți că s-ar fi putut întâmpla atunci? Atunci, dar eram inconștientă și acum, vreo 2 ani când am devenit conștientă, se întâmplau din ce în ce mai... Bine, am ca și cum mă rugam la satana și făceam ritual, dar nici în el nu credeam, cum nu credeam nici în Dumnezeu. Eram cum la mijloc, nu aveam o... Dar mereu am rezonat mai mult cu rău decât cu binele. Și acum încerc să întorc totul. Dar totodată să accept frica și să simt și eu, alo. Da, e greu. Sau viziuni. Că eram pe un câmp și eu am început să plâng dinainte să ajungem pe câmpul ăla. Și am avut o viziune, eu le zic criză de epilepsie, poveste lungă, gen, ca să fac mișto de ele, să nu le iau prea în serios. Cum suntem pe câmp și ne alargă un câine și suntem în pericol. Și fix în seara aia când am mers pe un câmp, a venit un câine și din câte am înțeles, mă rog, era mai mulți mașină, în oglinda retrovizoare când ne-am uitat, era în spate ce alerga spre noi și s-a ridicat în două picioare. Luase formă de om și era foarte ciudat. Și apoi când am ajuns acasă, eram tot speriat și mi-a zis prietenul meu, Toni, că băi, viziunea ta, și eram, nu cred. Și m-am speriat rău, că eu eram conectat, eu știam gen că s-a întâmplat, de restul nu păsa, că era, da, ceva paranormal, dar eram, eu am știut și m-am speriat grav, că am simțit că chestia aia e legată de mine, nu de ei. Da. Eu, pentru că am simțit că suntem în nesiguranță și după s-a întâmplat aceeași chestie. Mm-hmm. Da. Da, există varianta și tu să fii mai conectată, știi, cu partea asta mai subtilă. Mm-hmm. Energiile, conectățile, să le resimți mai... Mă gândeam, eu l-am atras, dacă mi-a venit, l-am atras cumva sau... Da, tu crezi că ar exista skinwalker? Animale care, prin formă de om, dar... Nu neapărat, nu știu cum... Nu știu definiția corectă. Te referi la spirit de om întrupat în animal? Cred că da. Nu știu, era un câine normal că l-am văzut, că gen, am urcat toți în mașină și chiar și când s-a uitat la prietenul meu așa la geam, avea toată partea ochiului negru, nu avea chestia albă. Și parcă câinele ăla venise la noi, că noi ne duceam pe un câmp la un lac să pescuim noaptea. Și prietenul meu când a parcat mașina, a parcat în fața unei cruci. Mie mi-e foarte frică de moarte, am zis că pleacă de aici, du-te altundeva. A întors mașina și a pus cu spatele la crucea aia și în fața noastră era altă cruce. Efectiv, a făcut parcare laterală între două cruci și am zis că nu, am început să plâng, am început să am zis, hai să plecăm. Și fix când să plecăm, venea câinele spre noi. Și stăteam să mă gândesc, ce se întâmpla dacă câinele ajungea acolo la noi? Dacă nu insistam noi, hai să plecăm, hai că nu suntem ok, nu... Și când am ajuns în locul ăla, toți am început să ne certăm. Adică am intrat într-o energie foarte ciudată, zici că câmpul ăla... Și era și lună plină albastră, parcă, știu că era cea mai puternică lună plină. Și câmpul era luminat doar de lună, nu era deloc lumină și a fost creepy. Dar da. Să mă gândesc la câinele ăla și mă simt bine că nu doar eu l-am văzut. Că dacă l-aș fi văzut doar eu, uite, alargă în două picioare, poți să zici că e frica, poți să... Imaginația mea, știi? Dar n-am fost singura care s-a speriat și care a văzut chestia aia. Și e greu, e când i-am spus lui mama ce s-a întâmplat, s-a pișat pe ea de râs. Adică e greu să explici unui om și să creadă. Dar am simțit bine că n-am fost singură. De asta zic, l-am atras eu, există chestia asta sau nu știu. Oricum eu nu pot zic că am avut experiențe directe cu așa ceva, însă cred că există ca și multe alte lucruri pe care nu le-am experimentat, probabil din cauza că nu am, cum ai spus, nu le-am atras sau nu am fost pe o vibrație atât de joasă încât să fie necesar ca eu să experimentez asta și să-mi dau seama că există. Deci dacă ai energie sus, nu ai cum să experimentezi lucruri de genul paranormale, care sunt neplăcute.
Nu zic că ne pare normale, neplăcute sau paranormale în general, zic doar că nu, eu personal nu mă mai întâlnesc cu dualitatea, partea duală de întuneric, să o numesc. De... Rău sau bine. Da, adică chiar și persoanele care sau situațiile în care e o lecție pentru mine și am ceva de învățat, sunt foarte, vin foarte lin, fără nimic dur sau agresiv sau impunător, știi? Adică vin foarte calm la mine, pentru că și gestionez cu calmitate, știi? Nu sunt în opoziție, cum adică să-mi zici tu mie așa ceva, că eu sunt perfect, că eu sunt complet vindecat, cum adică să vin la mine să-mi zici că eu am ceva de lucrat. Adică nu e... Când ești deschis la față de lecții, le primești mult mai ușor, nu mai există disarmonia asta și neînțelegerea, să zic, adică în trecut, da, experimentam chestii mai intens. Erau oameni care mă înjurau, spre exemplu, primeam fel și fel de... Am fost și bullied când eram mic. Și, na, veneau toate astea mult mai intens în trecut la mine. Dar, având în vedere că am integrat foarte, foarte mult și am lucrat foarte mult cu mine și în continuare o fac, tot ce vine, vine așa, pe aici, pe acolo. Și e chill, pur și simplu. E plăcut. Da. Că nu mă mai las eu, în principiu, să acționez ca și în trecut, așa, cum spuneam. Respingă tot. Și trebuie să accept tot ce se întâmplă, să fiu conștientă de toate emoțiile, să stau cu ele. Tot începe cu tine, da. Să nu nebunesc. De fapt, nu nebunesc. E percepția ego-ului că eu nebunesc, nu? Păi vezi, să nu-ți fie frică să nu nebunești. Nu. Să știi ce urmează, nu? Deci ți-e frică, nu scap. Da. Am și o întrebare pentru tine. Vai. Si. Ce simți că e cel mai important pentru tine în momentul ăsta? Din infinitate de posibilități în existența asta, tot ce poți să-ți imaginezi și să nu-ți imaginezi? Nici nu știu cu ce să răspund. Prima oară v-am zis cu nimic, pentru că oarecum mă lasă totul rece, dar asta vine dintr-o parte depresivă, de tristețe, știi? Că nu pot să zic că un lucru m-ar face fericită, că știu că dacă l-am, tot nu sunt. Dar m-am gândit la pisoii mei. Nu știu dacă are vreo... La pisicile mele. Că așa m-am gândit și să am un lucru sau... Și să mă simt împlinită, să ajung la starea, să fiu conectată cu mine, să... Dar mi-a venit încă pisoii mei ori nimic. Și faza cu pisicile, eu îmi doream de foarte mult timp animale de companie. Am mai avut două când eram mică, doi câini. Da, trebuie să-i dau din motive de familie, personale, și acum că m-am mutat singură instant, am adoptat un pisoi și pisoiul ăla practic m-a făcut să nu-mi iau viața, dar m-a ajutat foarte mult să rămân în viață, să am o responsabilitate față de el și să simt iubirea de la el, dar tot din interior vine, vezi, e... Da, pisoii mei, cred. Trebuia să fie alt răspuns. Trebuia... Alt răspuns total. Nu trebuia să fie niciun alt răspuns. Sau nu trebuia nimic. În mod particular. Decât ceea ce se simte. Da. Adică nu e... E ceea ce simți. Și e fain că simți iubire și... Pentru orice formă de viață, nu contează. Cu timp. Există ceva față de care simți, poți să zici că simți iubirea aia de mamă, să zic, complet necondiționată, poate. E bine. Trebuie să stau și eu dreaptă. Da? Trebuie să stau și eu dreaptă, că am stat faci prea multe griji, că trebuie ceva. E... Fii tu. Cine sunt? Îmi vine deja întrebarea, cine sunt, de fapt? Când încetezi să mai încerci să fii altcineva,
decât ceea ce ești. Ceea ce ești o să fii natural. Da. Așa că nu trebuie nimic să stai dreaptă, să... Da, sunt ce bine. Forțezi ceva. Se vede urât după pe cameră. Cine spune asta? Suflet? Eu când mă uit înapoi pe videoclip, o să bă, și puteam sta mai dreaptă. Exercițiu pentru tine, să te iubești și să te accepți așa cum ești. Da. Dar totuși nu e bine să stai drept. E ideal. Fă niște yoga și totul e bine. Simți că ar mai fi ceva sau simți că ăsta a fost flow-ul? Tu cum simți? Chill. Simt că am expus foarte multe esențe amândoi aici. Și îți mulțumesc pentru invitație, pentru... Mersi la fel. Oportunitatea asta. Dacă îmi spuneai acum câțiva ani că o să filmez cu tine, nu credeam. Și nu doar pe mine, dar în general să mă privești și pe nimeni ca și cu mine. Wow! Wow! Ceva mai mult decât mine. Adică eu mă simt la fel de onorat cum te simți tu, probabil că sunt aici alături de tine și se întâmplă acest... Mersi. Cu drag. Și eu îți mulțumesc. Și acum se închide.